Sistemul imunitar este o rețea complexă de celule, țesuturi și organe prin care organismul oferă un scut de protecție în fața bolilor și a infecțiilor. Principala calitate a acestuia este aceea de a recunoaște corpurile străine, dar și pe cele cu structură modificată din organism și de a le elimina prin mecanisme specifice. Pe lângă acest aspect, imunitatea memorează antigenul pentru a putea reacționa imediat data viitoare când îl va întâlni. De acest tip de memorare sunt responsabile limfocitele B și T, care mai sunt numite și celule cu memorie. Sistemul limfatic este o componentă importantă a sistemului imun și reprezintă sistemul organismului de apărare și de purificare. Când un microb pătrunde în corpul nostru, sistemul limfatic răspunde producând un număr mai mare de celule albe. Celulele albe sunt de mai multe tipuri, circulă în tot corpul prin rețeaua sangvină și se străduiesc să distrugă microbul invadator. Celulele albe din sânge sunt produse și depozitate în diferite organe, numite organe limfoide. Amigdalele fac parte din prima linie de protecție a sistemului digestiv și a aparatului respirator. Localizate la nivelul superior al gâtului sunt un depozit de celule albe. Timusul este o glandă situată în spatele sternului, între cei doi plămâni, și produce celule T. Splina este situată în partea stângă superioară a abdomenului. Rolul splinei este să filtreze sângele de elemente nedorite, să elimine globulele roșii îmbătrânite și să producă substanțele necesare corpului pentru a lupta cu infecțiile. Buna funcționare a tuturor fluidelor digestive se datorează acestui organ. Ganglionii limfatici sunt glande mici, poziționate în tot organismul, funcționează ca filtre, anihilând virusuri și bacterii. Măduva osoasă este un țesut moale care se află în oasele mari și late ale corpului și are rol de a produce celulele stem, din care se dezvoltă apoi celulele sângelui. Este un organ indispensabil pentru supraviețuire. Țesutul limfoid intestinal asociat sau sistemul GALT reprezintă o aglomerare de limfocite T și B dispuse pe mucoasa tubului digestiv de la cavitatea bucală până la rect și funcționează ca parte a sistemului imunitar pentru a proteja organismul de agenții patogeni din intestin. Până nu demult, apendicele era considerat inutil. Recent, oamenii de știință au descoperit că este un veritabil rezervor de bacterii care au rol benefic în digestie. Sistemul BALT sau țesutul limfoid asociat bronhilor conține structurile limfoide situate sub mucoasele tractului respirator, care au rol de barieră pentru agenții patogeni care pot intra pe căile aeriene prin respirație. Ultima, dar nu cea din urmă, este pielea, cel mai mare organ al corpului uman. Aceasta are rolul de a bloca pătrunderea agenților patogeni în organism. Sistemul imunitar funcționează la cote maxime printr-un echilibru perfect al acestui sistem complex de celule, țesuturi, glande și organe. Un sistem imunitar deficitar poate fi restabilit prin adoptarea unui stil de viață sănătos, acesta incluzând apă, aer proaspăt, alimentație echilibrată, mișcare, menținerea unei gândiri și a unei atitudini pozitive și trebuie să fim conștienți de impactul negativ pe care îl are fumatul, alcoolul, stresul prelungit și o dietă necorespunzătoare. Un sistem imunitar puternic se va obține numai atunci când cauzele care au dus la slăbirea lui au fost înlăturate. Următoarele ierburi și alimente sunt cele utilizate frecvent pentru a menține, modula și îmbunătăți sistemul imunitar. Apreciate pentru conținutul lor de vitamina C, fructele de măceș asigură imunitatea organismului, menține sănătatea țesuturilor și a organelor interne. Prezent în aproape orice rețetă, usturoiul este renumit încă din cele mai vechi timpuri pentru beneficiile lui împotriva infecțiilor. Acesta dispune de o cantitate mare de antioxidanți, ajută în prevenirea răceilor și a bolilor gastrointestinale. Medicina tradițională laudă capacitatea ghimbirului de a stimula sistemul imunitar. Se presupune că ghimbirul este atât de eficient în a încălzi corpul, încât el poate ajuta în lupta contra acumulării de toxine în organele noastre. O altă plantă extraordinară este coada șoricelului.
Aceasta întărește sistemul imunitar și, în plus, reglează tensiunea arterială și previne artrita. Organismul uman nu produce vitamina C, motiv pentru care aceasta trebuie adusă în organism prin alimentație. Aproape toate citricele sunt bogate în vitamina C. Puteți consuma lămâi, portocale, clementine, mandarine, kiwi și alte citrice în funcție de gusturile fiecăruia. Oregano, cimbrul, rozmarinul și busuiocul sunt bogate în compuși aromatici care au puternică acțiune antimicrobiană. Gălbenelele au proprietăți antivirale și cantități mari de flavonoizi care luptă împotriva virusurilor, inflamației și bacteriilor. Păpădia reglează activitatea sistemului imunitar prin efect imunomodulator. Un alt produs cu proprietăți extraordinare în lupta cu infecțiile este propolisul. Compoziția biochimică a propolisului îi conferă proprietăți deosebite, atât profilactice cât și curative. Cătina și afinele cresc rezistența organismului prin întărirea sistemului imunitar, tonifierea fizică și intelectuală. De asemenea, cătina inhibă dezvoltarea tumorilor, normalizează hipertensiunea arterială, circulația periferică, tratează cu succes boli metabolice și de piele sau afecțiuni gastrice. Brocoli ajută la întărirea sistemului imunitar printr-o varietate de substanțe cu roluri antioxidante. Fructele de pădure sunt și ele adevărate comori de nutrienți. Echinacea a devenit una dintre cele mai vândute plante. Aceasta este benefică pentru a sprijini sistemul imunitar și pentru starea generală de sănătate. Echinacea conține un compus care împiedică bacteriile și virusurile să pătrundă în celulele sănătoase. O buruiană mai puțin luată în serios, dar care intensifică circulația la nivelul sistemului limfatic, elimină stările și congestiile de la acest nivel, este lipicioasa sau, cum este cunoscută sub denumire științifică, Gallium aparine. Prin procesul întreprins de această plantă, se amorsează o muncă intensă de mobilizare și extragerea toxinelor și microorganismelor dăunătoare din corp, care sunt apoi eliminate prin urină, datorită intensificării diurezei. Tot din categoria alimentelor care îmbunătățesc sistemul imunitar sunt și ciupercile reishi, shiitake, dar și planta astragalus. Să nu uităm că o digestie bună este esențială pentru menținerea unui sistem imunitar sănătos. O digestie slabă poate duce la o digestie parțială și la fermentarea alimentelor așezate în tractul digestiv, iar toxinele eliberate ar putea diminua funcția imunitară în intestin și la nivelul întregului sistem, dacă aceste toxine sunt absorbite în sânge. Dacă vreți să aflați mai multe detalii despre cum să vă păstrați sănătatea aparatului digestiv, puteți vizualiza videoclipul Plantele pentru uzina care asigură resursele vieții. Linkul îl găsiți în descriere. Tot în descriere veți găsi și linkurile de la pagina de Facebook Remedii și Rețete Naturiste, dar și de la grupul Biblioteca Remediilor Naturiste, unde vă aștept pentru a afla și a împărtăși cât mai multe secrete pentru o viață sănătoasă. Sistemul imunitar este unul complex. Dacă observați că vă infectați des, ați putea avea un sistem imunitar slab. Așadar, rețineți că este foarte important să adoptați un stil de viață sănătos și o alimentație echilibrată care să vă protejeze de răceală, gripă și alte boli. Cam atât pentru astăzi, dragilor. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați un like, să vă abonați și să apăsați pe clopoțel pentru a primi notificări de fiecare dată când postez. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune!